Stimați consilieri, în conformitate cu articolul 16 al legii 436 privind administrația publică locală, la cererea unei treimi din consilieri a fost convocată ședința pentru ziua de astăzi. Ordinea de zi este publicată, o aveți. Raportorii sunt anunțați pentru prezență. La moment putem constata că avem în sală doar 16 consilieri. În conformitate cu aceeași lege 436, ședința este deliberativă, dacă la ea sunt prezenți, jumătate din numărul de consilieri aleși. Jumătatea este 26. Corespunzător, 16 consilieri nu pot lucra. Această irresponsabilitate, acest haos pur și simplu care este creat de Dorin Cheptoac și administrația sa, nu mai poate fi tolerat. Oameni buni. Unde sunt bravii liberali? Îi șuiră pe la întrunirile pe la care merg? Sau ceilalți? Săptămâni la rând, Consiliul Municipal Chișinău nu se poate convoca. Noi, socialiștii, iată, venim zi de zi, începând cu ședința operativă și terminând cu ședința Consiliului. Întrebarea, unde sunt acești patrioți ai neamului? Nu contează care. Cui trebuie așa Consiliu dacă, și așa primărie, dacă nu vor să muncească? Oamenii au ales ca să vină la serviciu și să le rezolve problemele, dar să nu se umble acum Liuda Ghimpu cu tătă prietenia lui, pe unde este. Același lucru vizează și fracțiunea PPE și restul. Este urât. Dacă vă place cum este starea de lucruri în oraș, n-aveți decât să o tolerați, dar nu în Consiliu și nu în primărie. Acasă, la băut ceaiul, ar fi foarte bine să luați să vă depuneți mandatele.